În ultima ședință din actuala legislatură, Consiliul Local al Comunei Baia a acordat titlul de cetățean de onoare profesorului universitar dr. Suzana Fântânariu, în semn de recunoaștere a activității sale, a creațiilor sale artistice răspândite și apreciate în întreaga lume. Avem deosebită plăcere de a înmâna doamnei profesor universitar Suzana Fântânariu pentru activitatea artistică de excepție pe plan național și internațional, să-i înmânăm să-i acordăm titlul de cetățean de onoare al comunei noastre. Așa a fost destinul, ca Baia să fie cunoscută în toată țara și este un ambasador al localității noastre în țară și a României în lume, un ambasador al valorii, al frumosului, a sensibilității, a tot ce înseamnă bun și frumos în spiritul românesc. Alături de Suzana Fântânariu, la acest eveniment s-au aflat, pe lângă prietenii ai artistei, consilieri și autorități locale, rude apropiate, profesori localnici și preotul Vasile Hrestiuc, pictorul Gabriel Baban, universitarul Dan Dascălu, dar și Corneliu Popovici, șeful Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Suceava, care a invitat-o pe artistă să expună și la Suceava. E un amestec între traseu profesional, evident, greu, dramatic, așa este actul artistic și încununarea prin recunoaștere cetățenească, aș spune. Eu zic că e foarte important ca acest respect, ca om, în primul rând, ca cetățean care te-ai născut într-un anumit punct al României și care revii în locul natal, primit tot prin recunoaștere, deci și nu cea pur sentimentală, ci de fapt să vii încărcat de munca de care te făceai cunoscut. Eu nu aș fi acceptat, de pildă, să primesc titlul de cetățean de onoare din pure rațiuni afective. Cum spuneți, să-mi repar dorul de casă, dacă nu aș fi avut în spate o activitate care a fost recunoscută și pe plan internațional, în primul rând. A urmat un mic spectacol artistic în care elevii din Baia au cântat imnul comunei, dar și alte melodii patriotice și populare.